care deschide o serie foarte frumoasă și impresionantă de lansări la care vă invităm să participați astăzi, pentru că avem a vă prezenta apariții editoriale una și una. Motivul pentru care ne-am adunat astăzi aici este apariția cărții doamnei Monica Pilat, Invitație la vis. Îi mulțumim că se află alături de noi, împreună cu domnul Horia Roman Patapievici, care a scris un foarte frumos cuvânt de încheiere pentru acest volum. Cartea se cheamă Invitație la vis, 8 povești vindecătoare. Vom afla de ce anume ne vindecă poveștile. Venind în pace spre acest eveniment, m-am adus aminte de o întâmplare de acum vreo 10-15 ani, când un distins intelectual mi-a spus: eu nu citesc romane, nu citesc literatură, astea sunt lucruri neserioase. O întâmplare asemănătoare o povestește la un moment dat Călinescu în Cronicile Mizantropului, dacă nu mă înșel, și lamentează cu veninul binecunoscut pe cel care a făcut această afirmație. Eu nu mi-am permis acest lucru, însă aș argumenta dinpreună cu Mario Vargas Llosa, care ne spune că în Călătoria către ficțiune, carte pe care o găsesc la editura noastră, că poveștile sunt cele care ne scot din caverne și ne duc spre civilizație. Cu poveștile am ieșit din peșteră, cu poveștile ne-am împărtășit unul altuia viața, poveștile au început să fie scrise pe pereții peșterii și au ieșit de acolo. Poveștile ne-au făcut oamenii care suntem. O să-i dau microfonul domnului Horia Roman Patapievici să ne spună despre ce anume sunt poveștile din această carte și de unde ne iau ele și încotro ne duc. Mulțumesc, Justina Croitoru. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Primul lucru pe care vreau să-l fac vorbind despre Monica, de care sunt foarte apropiat, spunem între noi, nu glumim, că suntem frate și soră. Lucru pe care mașinile nu pot să-l facă. Pot să-mi programez o mașină să ducă o cană pe care o ia de la masă și să o ducă la gura ipotetică a mașinii. Asta pot să fac. Dar știți ce este enorm de greu de făcut la o mașină? Să o programezi, să-și dea seama mașina unde se situează. Dacă îi spui în spațiu, atunci ea știe. Stabilește un sistem tridimensional, cartezian, și se stabilește poziția din trei coordonate care definesc în modul univoc poziția. Dar acest lucru enigmatic pe care omul știe bine să-l facă, unde mă situez, o mașină nu poate să-l facă. Și aș vrea să situez basmele pe care le scrie Monica Pilat. Pentru că ea scrie basme. Noi avem o culegere clasică de basme, în funcție de care ne orientăm foarte bine ce înseamnă un basm atunci când ne punem întrebarea ce este basme. Este vorba de Petre Ispirescu și de basmele culese de el acolo. Chestiunea crucială pentru un basm este că protagonistul este preluat într-o acțiune care se desfășoară într-o lume care este a noastră, dar care este insolitată, este scurt-circuitată prin comunicarea cu altă lume. Când Făt Frumos sau Râsul acel voinic urmărește zmeul pe care îl rănise în noaptea în care vechease pe lângă merele de aur, zmeul se îndreaptă firește spre locul lui de siguranță. Locul lui de siguranță este tărâmul celălalt. Râsul poate ajunge la tărâmul celălalt. Este un teritoriu care poate fi atins dacă urmezi anumite urme. În cazul de față, sângele pe care zmeul îl lasă. La rigoare, aș spune că dacă rănim pe cineva din lumea noastră și urmărim urmele sângelui lui, nu ne va duce în tărâmul de dincolo. Dar dacă avem norocul să rănim un zmeu, atunci da, urmărind urmele sângelui lui, vom ajunge în tărâmul de dincolo. Tărâmul de dincolo este separat de tărâmul ăsta prin ceva în fond fizic. Nu? Se spune peste 7 țări, peste 7 mări, sau dincolo de munții nu știu care.
când ajunge Prâslea, vede o prăpastie adâncă, pe care poate să o treacă în principiu cu mijloace lui de aici. Ăsta este basmul standard. Basmul standard este un basm în care cele două lumi, lumea de dincolo și lumea de aici, iar într-un basm întotdeauna acțiunea se desfășoară pornind de aici și cu o legătură puternică în lumea de dincolo, legătura este de vecinătate specială. Nu este de vecinătate imediată. Vecinătatea imediată este colțul acestui stand. Dar vecinătatea specială este urma zmeului care se îndreaptă spre lumea de dincolo. Și pot să trec dincolo. Oarecum fizic. Ei bine, basmele Monicăi Pilat nu sunt așa. Și vreau să definez noțiunea de realitate pentru basmul standard, pentru basmul tradițional. Realitatea pentru basmul tradițional include cele două lumi, dar include și cheia. Altfel spus, cum pot să ajung la lumea de dincolo, pornind de la lumea de aici? După 7 mări și 7 țări. Nu? Este o rețetă. Așa se ajunge în lumea de dincolo. E bine, în basmele Monicăi Pilat nu este așa. Nu există o rețetă cu care să ajungi în lumea de dincolo. De ce? Pentru că ontologia însăși sau realitatea însăși a basmelor Monicăi Pilat este diferită. Este realitatea lumii basmului. Dincolo era realitatea de aici, dar care era privită cu ochii basmului. La Monica, lumea toată este în lumea basmului și dacă facem un pas în prima lume a basmului, care este basmul tradițional, mai facem un al doilea și ajungem în lumea basmului Monicăi Pilat. Monica Pilat, în sensul ăsta, este un scriitor postmodernist, pentru că ea are nevoie de realitatea ontologică a basmului tradițional pentru a construi realitatea basmului în care ea, Monica, poate să construiască basmul. Deci, dacă vedeți lumi conținute unele în altele, este lumea noastră. În lumea noastră, basmul tradițional a construit o lume a lui și Monica Pilat a făcut un pas în lumea basmului, exact ca acel mare pictor chinez, care, condamnat fiind la moarte de către un împărat despotic, acordându-i-se ultima împlinirea ultimei dorinți, care era aceea de a mai picta odată, i s-a adus pânza, pensula, cerneala, a pictat și a pictat ce? A pictat o mare, nesfârșită, între munți și o barcă care l-aștepta în pragul tabloului. Și pictorul a făcut un pas în barca pe care a pictat-o și împăratul nu l-a mai putut atinge. Așa face și Monica. Are basmul tradițional, în care face un pas și de acolo nu mai putem prinde. Cum arată această lume a basmului Monicăi Pilat? Nu este realitatea imediată a basmului tradițional, este irealitatea imediată Deci nu este irealitatea imediată a lumii noastre. Pentru că ăsta este basmul tradițional. De aia este irealitatea imediată a lumii basmului. Și am folosit expresia lui Max Blecher dintr-o carte faimoasă, pentru că el, prin un fel extrem de percutant, de crud, folosind cuvinte care sunt ca jubuitura, el reușește să ne redea irealitatea vieții imediate. Monica folosește cuvinte dintr-un registru exact opus. Nu folosește cuvinte jubuite, ci sunt cuvintele visării, ale nostalgiei, ale delicateții, ale poeziei. Prin aceste cuvinte, ea realizează irealitatea imediată a lumii basmului. Deci, când veți citi cele 8 povestiri vindecătoare, să știți că nu veți ajunge la Petre Ispirescu. Ajungeți în mintea lui Petre Ispirescu, care scrie basmul. Odată instalați în această minte, veți descoperi că irealitatea imediată a acestei lumi e făcută complet diferit de irealitatea imediată a lui Petre Ispirescu în lumea tradițională a basmului. Și ca să vă dau o sugestie, vă propun o visare care provine din Rudolf Steiner. Rudolf Steiner spunea că lumea aceasta noastră fizică nu a existat dintotdeauna. Au existat alte tipuri de lumi,
care erau foarte diferite, în sensul că nu aveau obiecte fizice. Asta nu înseamnă că nu aveau obiecte individuale, ci doar că aceste obiecte individuale nu erau decupate după corpul și carnea lor, ci după gradienți de temperatură, de exemplu. Ceea ce înseamnă, imaginați-vă că voi toți sunteți dați prin temperatura pe care o aveți, și anume prin distribuția spațială a temperaturii. Dacă eu aș putea cu niște ochi în infraroșu să văd această distribuție spațială de temperatură, voi n-ați mai fi oameni în carne și oase care sunteți, ci niște gradienți de temperatură care se mișcă, plutesc, într-o lume ea însăși de temperaturi. La fel ar fi lumea dacă am putea o contempla cu niște ochi care ar vedea tot spectrul electromagnetic. Atunci noi n-am vedea corpuri fizice, am vedea distribuții de radiații electromagnetice prin care poți să pui mâna, prin care poți să mergi, ești omul care merge prin, care trece prin zi și așa mai departe. Este ceva cu totul diferit și lumea irealității imediate a basmului pe care o construiește Monica Pilat este o lume care seamănă cu lumile acestea imaginare ori vizionare despre care Rudolf Steiner spunea. Pentru că în aceste lumi, spre deosebire de lumea basmelor lui Petre Ispirescu, în lumea de dincolo nu ajungi, sau în lumea cealaltă, nu ajungi cu un cifru, cu o rețetă, ci ajungi nu știi cum. Ești posedat de poeticitatea acestei lumi și unor rostind un cuvânt, ești subt în realitatea acelei lumi din care nu știi cum să te mai întorci. Pe urmele tale nu mai poți reveni pentru că nu există o rețetă. Iar asta este trăsătura fundamentală cu care am să închei, a irealității imediate a basmului prin care Monica Pilat își construiește basmele mântuitoare, vindecătoare. Lumea aceasta pe care Monica o vede este o lume, ca și Monica, făcută în întregime din sentiment, sensibilitate, delicatețe și, folosesc un cuvânt din zona simțurilor tactile, miresme. Monica parcă nu trăiește în lumea noastră, parcă trăiește într-o lume a miresmelor. Este la fel de diafană, de caldă, de bună, ca și un parfum. Pe parfum nu poți să-l apuci, dar dacă vrei să te bucuri de el, trebuie să te faci una cu el. Așa este și Monica în viața de zi cu zi, așa este și Monica în basmele din irealitatea imediată pe care le-a construit pentru noi. Un ultim lucru pe care vreau să îl spun este că această carte este dedicată soțului Monicăi, care, Nic Sărulescu, care este un savant. Savantul este o persoană pozitivă, o persoană care folosește rațiunea, nu irealitatea imediată, construiește o raționalitate deplină pentru a cunoaște și stăpâni fenomenele care stau în față. Faptul că anume lui Nic Sărulescu este dedicată o carte în care nu doar irealitatea basmului tradițional, dar irealitatea imediată a basmului în sine constituie ofranda, e un lucru în sine foarte frumos. Mulțumim domnului Horia Roman Papabievici pentru vorbele frumoase și înainte de a-i da microfonul autoarei, am să fac o cuvenită completare pe care n-am făcut-o la momentul când am deschis evenimentul, tulburată fiind de acordurile muzicale care au răspătut până la noi. Și anume, cu siguranță cei mai mulți de aici o cunoașteți pe doamna Monica Pilat în calitate de editor al seriei de autori Dinu Pilat, al unor volume de memorii din seria noastră Memorii Jurnale, poate mai puțin dintre dumneavoastră în calitate de autoare a unei cărți pentru copii,
deși cartea a apărut de mult, am reeditat-o noi, ea a fost tradusă și în engleză, e vorba de Corabia Timpului. E o carte absolut superbă, poate foarte potrivită acum că se apropie 1 iunie, ar fi un cadou minunat. Iar această a doua carte a doamnei Monica Pilat se leagă cum nu se poate mai bine de prima. O spune și domnia sa în cuvântul înainte al cărții. Ne arată și prima povestire. O să-i dau microfonul doamnei Monica Pilat să ne povestească cum se leagă poveștile ei între ele.